Remeneul este un aparat mare, cilindric, care creează un câmp magnetic puternic în jurul pacientului. Câmpul magnetic împreună cu radiofrecvența modifică alinierea normală a atomilor de hidrogen din organism. Un câmp magnetic este creat și unde radio sunt trimise de la un scanner. Undele radio ajung la nucleul atomilor din colpul pacientului și le modifică poziția normală. Când acestea se realiniază în poziția corectă, trimit semnale radio. Aceste semnale sunt primite de un computer care le analizează și le convertește într-o imagine bidimensională a unui organ. Protonii de apă sau de hidrogen sunt abundenți în corpul uman și constituie aproximativ 66% din greutatea corpului. Deoarece conținutul de apă variază în țesuturi și organe, multe boli au ca rezultat schimbări în conținutul de apă. Imagistica prin rezonanță magnetică sau rezonanța magnetică nucleară reprezintă o investigație modernă, ce oferă informații mai precise decât radiografia, ecografia sau tomografia computerizată. Imagistica prin rezonanță magnetică poate fi folosită în locul tomografiei computerizate, în situațiile în care organele sau țesuturile moi sunt studiate, deoarece oasele nu ascund imaginile organelor sau țesuturilor moi, așa cum se întâmplă în cazul tomografiei computerizate.